în aceste zile, șoferii care fac naveta de la Hunedoara la Deva trebuie să aibă nervi tari. Asta pentru că traficul rutier este îngreunat din cauza unor lucrări care se efectuează la o rețea de canalizare din zona Sântu-Halm. Angajații firmei care execută lucrări în zonă lucrează cu zi cu noapte pentru a termina cât mai repede, dar acest lucru nu îi împiedică pe șoferi să își piardă răbdarea. Șoferii care în această dimineață au venit de la Hunedoara la Deva au stat blocați în trafic mai bine de 30 de minute. Asta din cauza unor lucrări care au loc în intersecția de la Sântu-Halm. De cât? Și cum ce ați circulat? Lucrările sunt avizate de serviciul Poliția Rutieră, astfel că oamenii legii îi îndeamnă pe șofer să nu își piardă cumpătul. Serviciul rutier Hunedoara a avizat executarea unor lucrări de modernizare a rețelei de canalizare în zona respectivă. Traficul rutier nu este blocat. Într-adevăr, singura diferență este că virajul la dreapta către municipiul Hunedoara se face acum după intersecția semaforizată. Recomandăm tuturor conducătorilor auto să respecte semnalizarea rutieră, să-și păstreze calmul și să circule cu atenție sporită. Lucrările în zona Sântu-Halm vor mai dura încă aproximativ 3 săptămâni. Beneficiarul acestui proiect este APA Prod.